În fotbalul românesc există o vorbă care din păcate este adevărată și anume că în România nu poți face bani din fotbal, însă în Europa, așa cum am văzut și în câteva clipuri anterioare, acest lucru este doar un mit. Borussia Dortmund, Ajax, AS Monaco fiind niște exemple clare, iar în videoclipul de astăzi vom vedea un alt model foarte bun de business pe cel al lui FC Porto, un club care a vândut fotbaliștii pe sume foarte mari cu o investiție mică, având o strategie excelentă de transferuri. Iar în clipul de astăzi vom vedea un top 10 al celor mai scumpe transferuri realizate de FC Porto și ce profit a reușit să facă cu acești fotbaliști, dar înainte de a începe, am apreciat enorm dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare, pentru că asta ne ajută enorm. Începem cu locul 10. Știm foarte bine că Santos este o echipă din Brazilia care a oferit mai multe staruri uriașe în lumea fotbalului. FC Porto reușea să cumpere un tânăr fundaș brazilian pentru 13 milioane de euro. Este vorba despre Danilo, care a jucat pe urmă vreme de 4 sezoane pentru echipa din Portugalia. După aceste sezoane, Real Madrid îl cumpără pe acesta pentru 31 de milioane de euro, o sumă triplă față de cea plătită de Porto cu câțiva ani în urmă. Porto are un departament excepțional de scouting. Ca dovadă, aceștia l-au cumpărat pe Jackson Martinez în 2012 din Mexic de la echipa FC Chiapas pentru aproape 9 milioane de euro. Atacantul colombian a dat un randament extraordinar în Portugalia, reușind să dea cel mai bun randament din cariera sa. Mai exact, acesta a marcat 92 de goluri plus 13 asisturi în 136 de meciuri, o medie foarte bună care a făcut-o pe Atletico Madrid să plătească în 2015 35 de milioane de euro, o sumă mare pentru acele vremuri, iar astfel Porto a obținut un profit foarte bun pe Jackson Martinez. Ce poate fi mai profitabil decât să cumperi un fotbalist tânăr pe o sumă mică de bani și să-l vinzi după câteva sezoane extrem de scump la o super echipă? Ei bine, este mai bine dacă produce acel fotbalist în propria academie, iar acesta este și cazul lui André Silva. Atacantul portughez a fost crescut de mic de FC Porto, ajungând la 24 de goluri pentru prima echipă a lui Porto, iar imediat fiind cumpărată de AC Milan, care a plătit în 2017 38 de milioane de euro pe atacantul, care din păcate nu a confirmat niciodată pe San Siro. Un caz la fel ca cel al lui André Silva este cel al lui Fabio Silva, ambii fiind crescuți de mici la academia clubului, iar apoi au fost vânduți pe sume mult mai mari. Furată de la echipa Under 15 a lui Benfica, Silva a fost cumpărat în 2020 de către englezii de la Wolverhampton pentru suma uriașă de 40 de milioane de euro. Acest transfer a fost unul uriaș pentru Porto, mai ales că Fabio Silva nu arătase mare lucru, acesta reușind doar 3 goluri în campionatul portughez, însă lupii galbeni din Anglia au văzut ceva special în el și au aruncat această sumă absolut fabuloasă pe un fotbalist care nici astăzi nu a arătat că valorează acești bani. Dacă până acum am vorbit despre fotbaliștii pe care Porto a obținut sume impresionante, însă după aceea aceștia nu au mai dat un randament extrem de bun, acum vorbim de un atacant pentru care Porto a fost doar o treaptă de lansare, este vorba despre colombianul Radamel Falcao. El Tigre, așa cum a fost numit de fanii fotbalului, a fost cumpărat de Porto în 2009 de la River Plate pentru doar 5,5 milioane de euro, iar după 2 sezoane la Porto, acesta pleacă la Atletico Madrid pentru 40 de milioane de euro. De peste 7 ori și-a scos Porto banii cu acest transfer și mai mult de atât, Falcao a ajutat foarte mult echipa, marcând 72 de goluri în doar 2 sezoane, cifre excelente pentru atacantul colombian. Cred că suma de 40 de milioane de euro aduce noroc clubului FC Porto, pentru că tot pe această sumă a fost vândută și bestia braziliană Hulk în 2012, când a fost cumpărată de Zenit Sankt Petersburg. Hulk a avut o carieră fascinantă în care ne-a impresionat cu forța sa fizică ieșită din comun. Acesta și-a început cariera de seniori în Japonia, fiind cumpărat în 2008 pentru 19 milioane de euro, o sumă mare investită de Porto pentru acele vremuri. În perioada petrecută în Portugalia, acesta a marcat 77 de goluri plus alte 63 de asisturi, fiind vândut în Rusia, aducând profit dublu clubului portughez.
În 2010, Porto reușea un transfer care s-a dovedit extrem de profitabil. Aceștia l-au cumpărat pe James Rodriguez de la echipa argentiniană Benfield pentru 7 milioane de euro. În primul său sezon la Porto, mijlocașul ofensiv reușea 11 asisturi și 2 goluri, fiind un sezon de adaptare, pentru că în următorul, columbianul a reușit doar în campionatul Portugaliei 13 goluri și 9 asisturi în doar 26 de meciuri. După un al doilea sezon de excepție la Porto, Rodriguez a fost cumpărat de către Monaco pentru o sumă uriașă de 45 de milioane de euro. Astfel, Porto reușind un profit de 6 ori mai mare decât suma investită până aducerea lui Rodriguez. La un sezon după ce l-au vândut pe James Rodriguez pentru 45 de milioane de euro, Porto reușea o nouă lovitură pe exact aceeași sumă de transfer. Fundașul central Eliaquim Mangala era cumpărat de către Manchester City pentru 45 de milioane, aducând un nou profit impresionant clubului. Francezul a fost cumpărat de Porto în 2011 de la Standard Liege pentru aproape 7 milioane de euro. Acesta a avut evoluții foarte bune pentru club și a putut fi vândut după doar 3 sezoane la una din forțele din Premier League. Acum 6 luni de zile, Liverpool se grăbea să arunce 47 de milioane de euro pentru aducerea lui Luis Diaz de la FC Porto. Jurgen Klopp, văzând un potențial uriaș în fotbalistul de doar 25 de ani, și nu dorea să aștepte până în această vară, când fotbalistul ar fi fost mult mai curtat. Aparent, Porto are mare succes cu fotbaliștii columbieni, pentru că după Falcao și James Rodriguez, și Luis Diaz a reprezentat un transfer excelent, mai ales că au plătit doar 7 milioane de euro în 2019 pentru un fotbalist care a ajutat foarte mult echipa în ultimul său sezon în Portugalia. Suma de 7 milioane de euro este magică la FC Porto, pentru că atât a costat și Eder Militao, un fotbalist care a devenit cel mai scump fotbalist din istoria clubului. Pe lângă fotbaliștii columbieni și brazilienii, au adus venituri uriașe la club, acesta fiind și cazul fundașului Eder Militao, care a fost adus de la São Paulo în 2018, iar după numai un sezon a fost vândut la Real Madrid pentru 50 de milioane de euro, o sumă imensă pentru un fotbalist care atunci avea doar 21 de ani și nu juca în compartimentele ofensive, acolo unde de obicei fotbaliștii costă mai mult. Porto a mai reușit și alte transferuri foarte bune care nu au intrat în acest top, precum Pepe, Alexandro, João Moutinho, Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma, și lista poate continua. În total, doar pe fotbaliștii prezenți în acest top 10, FC Porto a investit în aducerea lor 75 de milioane de euro. În total, toți acești 10 fotbaliști au fost vânduți pe suma de aproximativ 365 de milioane de euro. Astfel, clubul a realizat un profit uriaș și a arătat lumii fotbalului că poți face bani frumoși din acest sport, investind cu cap și sume nu foarte mari. Chiar ne-ar plăcea să vedem o astfel de strategie și la un club din România, dar momentan acest lucru nu pare că se dorește. Acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult, pot deveni membri. Salut!